În videoul de astăzi vorbim despre câteva sfaturi practice pentru a reuși să slăbești eficient fără a-ți perturba metabolismul folosind postul intermitent. Postul intermitent te ajută nu doar să slăbești sănătos, ci are și alte beneficii, cum ar fi regenerarea țesuturilor, despre care am mai vorbit noi aici pe acest canal. Dacă vrei să afli cum poți pune în aplicare postul intermitent, stai cu mine până la final! Să încep prin a menționa că postul intermitent nu este o dietă pentru că nu prescrie ce să mâncăm și nici câte calorii să consumăm într-o zi. Această metodă impune o structură cu privire la când să mâncăm și când să nu mâncăm. Poate vă întrebați de ce ați schimba ora din zi când mâncați. Pare poate ceva banal și tind să fiu de acord cu voi. Este într-adevăr ceva banal, dar postul intermitent este printre cei mai importanți factori în scăderea în greutate și haideți să vedem și de ce. În primul rând, postul stimulează producția de hormon de creștere. Hormonul ăsta lucrează pentru tine atunci când vine vorba de menținerea tinereții pielii și a celulelor tale în general și nu doar atât. Hormonul de creștere este un hormon implicat direct și în arderea grăsimilor. Cel de-al doilea hormon influențat de postul intermitent este insulina. Insulina este hormonul în prezența căruia corpul nu va arde niciodată grăsimile depozitate, ci dimpotrivă, corpul folosește insulina pentru a depune mai multe grăsimi. Atunci când postim, deci când nu mâncăm, insulina scade, ceea ce îi dă semnalul corpului să înceapă să consume din resursele stocate. Mai e ceva bine de menționat legat de insulină. Așa cum am mai povestit, atunci când avem prea multă insulină în sânge, celulele dezvoltă rezistență la ea. E ca și când ai avea un copil care își pune degetele în urechi atunci când tu începi să vorbești. Ce faci când se întâmplă asta? Ei bine, începi să vorbești mai tare și mai tare, până când strici de-a binelea și copilul abia aude ce spui. La fel se întâmplă și cu celulele. Ele refuză să îi răspundă insulinei, așa că pancreasul, organul care produce insulina, va secreta și mai multă insulină pentru a se face auzit. Atunci când ai de-a face cu prea multă insulină, e probabil că ai și prea mult zahăr în sânge, ceea ce sună a prediabet. Deci poate ar fi binevenite niște teste în această direcție. Soluția la această problemă este evidentă și anume să scădem insulina pentru a le da un respiro celulelor care vor redobândi sensibilitatea la acest hormon. Ăsta e practic primul pas dinspre prediabet sau diabet către sănătate, iar postul intermitent este cea mai directă cale către scăderea insulinei. Deci, cred că ai intuit deja, ceea ce vrem să facem este să ne antrenăm corpul să devină confortabil cu a posti în mod constant. Asta îi va da timp digestiei tale și întregului corp să se repare și să se ocupe de curățenia internă. Există multe feluri de a ține post intermitent, însă astăzi ne referim la un model de post care este relativ ușor de atins și menținut pentru majoritatea oamenilor și anume vom descrie cum ajungem la a mânca doar 2 mese pe zi. Hai să vedem de unde plecăm. Foarte mulți oameni consumă mâncare de 5 sau mai multe ori pe zi dacă e să luăm în considerare toate gustările. Și cum insulina crește de câte ori mâncăm, mâncatul ăsta aproape în continuu se va traduce într-un nivel de insulină mereu crescut, o situație nu foarte sănătoasă pe termen lung. Corpul nostru nu e construit să mănânce toată ziua în continuu. Ok, deci să zicem că în momentul ăsta mâncăm 3 mese principale și 2 gustări. Primul lucru pe care ar trebui să încercăm să îl facem este să eliminăm gustările. Dacă simți că îți va fi greu să elimini gustările dintre mese sau cele dinainte de culcare, îți vând un pont. Adaugă la mesele tale principale cât mai multe grăsimi. Ele au o rată de ardere mai lentă, deci îți vor ține de foame mai mult timp și te vor feri de efectele rollercoasterului glicemic despre care am mai vorbit într-un alt clip aici.
dă-ți timp pentru a face această tranziție, pentru că s-ar putea să dureze ceva până când reușești să renunți la gustări, mai ales dacă ai obiceiul ăsta de mai mult timp. Odată ce reușim să mâncăm de doar 3 ori pe zi, fără gustări sau snack-uri, următorul pas este să începem să mărim fereastra zilnică în care nu mâncăm. Mă refer aici la a lua ultima dintre cele 3 mese undeva cât mai devreme în zi, să zicem la ora 7 sau 8 seara, și să luăm micul dejun măcar 12 ore mai târziu, la 7 sau 8 dimineața. În felul ăsta, odată ajuns în pat, ultima masă a fost deja digerată și peste noapte corpul va avea timp să se ocupe de mentenanță și să facă puțină curățenie. Și ca în orice casă care e frumoasă și îngrijită, corpul are nevoie de această pauză de curățenie zilnic. Din nou, această trecere la post timp de 12 ore din cele 24 se poate face treptat în funcție de fiecare persoană. Poți, de exemplu, crește fereastra de post cu câte 30 de minute odată la câteva zile. Ok, să zicem că ai reușit să nu mănânci 12 ore din zi acum. Următorul pas ar fi să extindem fereastra de pauză de la 12 ore undeva către 16 ore. În felul ăsta, cele 3 mese din zi vor fi consumate într-un interval de doar 8 ore. Un exemplu ar fi ca micul dejun să fie undeva în jurul orei 10 dimineața și cina la ora 6 seara. Atenție! Această tranziție ar putea lua chiar câteva săptămâni. Propuneți ca o dată la câteva zile să mărești fereastra de 12 ore cu cât simți că e confortabil pentru tine acum. În felul ăsta, tranziția se va face lent și corpul va avea timp să se adapteze. Astfel îți va fi mai ușor să susții noul mod de a mânca sau de a nu mânca. Un alt pont aici ar fi acela de a nu mânca dimineața până nu ți se face foame. Sunt multe persoane, printre care mă număr și eu, care nu au nevoie să mănânce la prima ora dimineții. Eu, de exemplu, beau în jur de un litru de ceai neîndulcit în primele ore ale zilei. Așa că, dacă și tu te trezești și nu simți nevoia de a mânca, ascultă-ți corpul și mai așteaptă puțin. Oricum, digestia nu pornește imediat după ce ai deschis ochii dimineața. În felul ăsta vei reuși să extinzi relativ ușor fereastra de pauză de peste noapte. Odată ce ajungem în modul de post intermitent 16 cu 8, adică nu mâncăm 16 ore din zi și mâncăm în restul de 8 ore, cei mai mulți oameni încep să observe că treptat excesul de kilograme va începe să se topească. Atenție însă, mâncăm doar 8 ore din zi, însă nu reducem cantitatea de mâncare pe care am fi mâncat-o în mod normal. Postul intermitent nu restricționează caloriile consumate, deci putem mânca atât cât avem nevoie pentru a ne simți bine. Acum, dacă vrei să duci la următorul nivel atât pierderea kilogramelor, cât și celelalte beneficii ale postului intermitent, vom încerca să ajungem la a mânca 2 mese pe zi într-un interval de 4, 5 sau 6 ore. De exemplu, prima masă din zi ar putea fi în jurul orei 12 la prânz și ar fi o masă sănătoasă, practic mănânci până te saturi. Apoi, între ora 4 și 6 după amiaza, mănânci a doua și ultima masă din zi, care din nou nu va fi restricționată caloric și în mod ideal va conține grăsimi sănătoase și proteine. În felul ăsta vei avea între 18 și 20 de ore pentru a arde din depozitele de grăsime depuse în timp, un interval destul de generos care cu siguranță va funcționa în direcția sănătății tale. Și pentru că vorbim foarte mult de orele în care nu mâncăm, e bine de știut că digestia funcționează similar cu somnul. Vei dormi mai bine dacă te culci și te trezești la aceleași ore, în funcție de ritmul tău circadian, și vei digera mai bine dacă alegi să mănânci la aceeași oră din zi, în fiecare zi. Pe final, vreau să te las cu încă un pont. Postul intermitent este o unealtă puternică, însă această metodă are și un potențiator, ceva care o face să fie și mai eficientă. Mă refer aici la sport. Dacă prima ta masă din zi este la ora 12 și în dimineața respectivă ieși la o alergare sau doar la o plimbare, vei apăsa pedala de accelerație și vei avea beneficii mai vizibile și mai rapide.
Combinația dintre sport și postul intermitent este una foarte potentă. Nu uita să fii blând cu corpul tău și să îi dai timpul necesar să se acomodeze cu toate aceste schimbări. Poate dura chiar săptămâni întregi până să reușești să ajungi la a avea o fereastră de post de 18 ore din zi, așa că ai răbdare cu tine. Se spune că Roma nu a fost construită într-o zi și nici sănătatea nu se recuperează peste noapte. Obiceiurile bune și care durează în timp sunt bazate de obicei pe schimbări mici, dar constante. Mulțumesc pentru atenție și lasă-mi în comentarii dacă ai ținut post intermitent și în felul ăsta vom motiva și pe alții să dea o șansă acestei metode. Până data viitoare, te invit să dai subscribe acestui canal pentru a rămâne la curent cu alte informații legate de sănătatea ta.